Toată lumea cred că a auzit măcar o dată o legendă în care să fie implicat Alexandru Ioan Cuza. Pentru că tot vorbim despre acest domnitor care a unit cumva sub numele său cele două provincii românești, vă propun un volum de legende, chiar așa este subintitulat, Legende populare istorice românești, cu titlul De la Dragoș Vodă la Cuza Vodă. Acest titlu ne arată că avem legende care vizează poporul român încă de la formare, de pe vremea lui Decebal și a lui Traian, până în momentul în care se referă la domnitori celebri, atât buni, exemple pozitive, cât și domnitori răi, spune trădători de țară sau care n-au vrut binele țării, avem legende care vizează luptele împotriva cotropitorilor, tătari sau turci, legende despre haiduci și legende toponimice. În categoria legendelor despre domn drepți, viteji, apărători ai țării și poporului, avem peste 20 de legende despre Cuza Vodă. Multiple, Cuza Vodă și Surugiul, steaua lui Cuza Vodă, Cuza și consulii, Cuza și judecătorul, Cuza și soldatul și, bineînțeles, legenda despre ocaua lui Cuza. Aici e o variantă, oca lui Cuza. Noi știm o altă variantă din volumul lui Dumitru Almaș. Circulă multiple asemenea variante. Oricum, este vorba despre unitatea de măsură pe care acest domnitor a impus-o în cele două provincii românești. Și de aici expresia, aprinde cu ocaua mică, pentru că erau negustori care încercau în continuare să păcălească oamenii folosind o unitate de măsură mai mică. În momentul în care ne gândim la filme care să-l aibă drept personaj pe acest domnitor, există doar unul românesc, Rug și Flacără. Nu e neapărat în rol principal, dar este interpretat de către Florin Piersic. În film, filmul se petrece după înscăunarea lui Cuza ca domnitor, se vorbește despre un fost voluntar în armata lui Garibaldi, care face parte dintr-o organizație secretă cu scopul de a elibera țările europene de sub jugul habsburgic. De aici pornește o acțiune trepidantă pe care merită să o urmărim.